Mă numesc Eugen Tămaș și prin acest video vreau să vă prezint canalul de YouTube Psalmii Cântați. Spre slava Domnului cântăm Psalmul 1, Psalmul 10, Psalmul 37, Psalmul 45, Psalmul 83. Vorbiți între voi cu psalmi, imnuri și cântece duhovnicești, cântând și lăudându-L pe Domnul în inima voastră. Vorbiți între voi cu psalmi, cântând și lăudându-L pe Dumnezeu, le spunea apostolul Pavel creștinilor din Efes. De ce cu psalmi? Cartea psalmilor este cartea de cântări a Bibliei. Este singura carte de cântări insuflată de Dumnezeu în mod infailibil. Cuprinzând 150 de cântări, aceasta a fost harfa poporului Israel timp de mii de ani. Mai mult, ea a fost cartea de cântări chiar a Domnului nostru Isus, când a fost pe pământ. Apoi îi găsim pe apostoli și pe creștinii din biserica primară cântând psalmii. De-a lungul secolelor, cartea psalmilor a fost cea mai folosită harfă de cântări în biserica creștină. Ea a fost o sursă de mare mângâiere și de curaj pentru biserica persecutată din toate veacurile. Părinții bisericii în primele secole, cât și bisericile reformei protestante, cântau psalmii în familii, la piață, pe câmp și în biserică. Chiar și în istoria protestantă și evanghelică din România avem perioade în care se cântau psalmii. Pentru mulți creștini însă, Cartea Psalmilor a ajuns să fie doar o carte de rugăciune și devoțiune iudaică, dar nu mai reprezintă o carte de cântări. Cred că biserica din România trebuie să redescopere această latură muzicală a acestei cărți. Atunci când luăm adevărurile cuprinse în versurile ei și le așezăm pe melodii, impactul asupra noastră va fi mult mai mare. Da, Cartea Psalmilor este cartea de cântări scrisă de Dumnezeu, pe care El a dat-o ca un dar poporului Său din toate veacurile, ca să învețe să laude într-un mod plăcut Lui. Cred că o reformare a închinării bisericii de azi este posibilă prin redescoperirea acestei harfe divine. Tocmai din acest motiv, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să creez acest canal de YouTube intitulat Psalmii Cântați, prin care doresc să contribui la promovarea cântatului psalmilor în biserica contemporană din România, mai ales că în limba română deja avem câteva resurse extraordinare. Prin urmare, vă invit să explorați, în primul rând, toți cei 150 de psalmi versificați de fratele Traian Dorz și așezați pe melodii de fratele Nicolae Moldoveanu. Această carte este o adevărată comoară. Acești doi poeți și compozitori creștini au făcut o muncă titanică. Au versificat, cât de literal s-a putut, fiecare psalm în mod integral, indiferent de lungimea lui. Iar la psalmul 119 au făcut o versificare și melodie proprie pentru toate cele 22 de părți ale lui. Melodiile sunt deosebit de înălțătoare și foarte potrivite cu mesajul și tonul fiecărui psalm. Toate sunt puse pe partituri muzicale, iar multe dintre ele sunt pe patru voci. Și trebuie menționat că o parte din munca la această carte s-a făcut în închisoare, în contextul persecuției din perioada regimului comunist. Această carte este intitulată Cântările Psalmilor. Toți cei 150 de psalmi, după cum spuneam, în total 191 de cântări, îi puteți asculta interpretați de însuși fratele Moldoveanu. Iubesc pe Domnul căci aude chemarea mea, glasul meu, El și-a plecat spre mine o jetea.
de aceea-n viață mă voiesc. Cum dorești un cerb izvorul, limpede de ape. Doamne, te iubesc de suflet, Doamne, sfântăria mea. Ești stânca cetățunea, izbăvirea-n vreme grea. De asemenea, pe 17 dintre ei îi puteți asculta interpretați de un cor pe 4 voci, într-un playlist separat. Cântați cu veselie lui Dumnezeu, cântați preasfântului lui Iacov, cântând la bucură. Milă ai de mine, Doamne, după bunătatea ta. Te-nas, Doamne, pururi, căci m-ai ridicat pe vrăjmași să râdă, tu nu i-ai lăsat. Au strigat spre tine, Doamne îndurător, tu m-ai scos din groapă, n-ai lăsat să mor. Îi mulțumesc sorei Daniela, fiica fratelui moldoveanu, și fratelui Iosif Lazar de la editura Comorile Harului, care ne-a pus la dispoziție această capodoperă. O altă comoară de acest fel este psaltirea franceză a lui Calvin, de la Geneva. Poate cea mai populară psaltire versificată și așezată pe melodii din istorie. A fost tradusă și în română în anul 2012 și poartă titlul de Psaltirea renascentistă franceză, versificare în limba română a psalmilor pe melodii hughenote. Aceasta este o versificare mai parafrazată a tuturor celor 150 de psalmi, dar melodiile pe care sunt așezați sunt cele originale, scrise de compozitorii genevezi acus aproape 5 secole. În playlistul dedicat ei veți găsi interpretări de la diferiți cântăreți. Cere cerul să le-a sfaturi cerul rai. De ce împărați la rele dau în sfat? De ce popoarele dau în răscoală? Cu laudei ies în cale lui Dumnezeu cel bun și drept. Spre cer curate mâini înălțați, umil genunchii vă plecați. De asemenea, veți găsi diferite interpretări din psaltirea scoțiană, psaltirea americană, psaltirea maghiară, olandeză și alte psaltiri. Foarte entuziasmat sunt și de catehismul psaltic, în care adresez și răspund la 150 de întrebări despre cartea psalmilor. Într-un playlist cu totul special, am invitat diferiți cântăreți creștini din România să interpreteze acești psalmi pentru noi. De asemenea, vă voi provoca și vă voi arăta cum puteți să cântați psalmii pe melodii cunoscute, un mod ușor de a introduce în bisericile voastre. Îmi propun să realizez și un vlog în care voi prezenta o mulțime de resurse și voi realiza conversații cu diferiți invitați. Vă invit să accesați canalul Psalmii Cântați, să vă bucurați de toate resursele disponibile, să vă abonați și să-l împărtășiți cu toți aceia care sunt interesați de acest subiect.
Și mai mult, să fiți binecuvântați în părtășie cu Domnul prin cântarea psalmilor, în mod individual și în bisericile voastre. Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să-și înalțe gloria prin restaurarea cântării psalmilor în biserici, în familii și în inima fiecărui creștin. Lăudat să fie Domnul! Lăudați pe Domnul neamul, lăudați pe Dumnezeu! Locașului cel mare, lăudați-l toți mereu. În locașului cel mare, lăudați-l toți mereu.